găsit zăpadă și în tranșee. Na, dacă aș urca acolo la peste 2000 de metri, ar fi mai multe zăpadă. Dar aici la 1000 jumate sau la ce cotă sunt eu, am găsit doar în tranșeile de 100 de ani în care s-au fortificat românii ca să apere de nemți. Așa era vremea. Războiul întâi mondial, toți luptau contra tuturor. Unii vroiau pământuri, alții vroiau petrol, alții vroiau control. Și uite așa au trebuit să lupte europeni contra europenilor, civilizați contra civilizați. S-o murau unii pe alții ca niște disperați. Acolo în vale sunt buștenii și poate predeau. Acolo e județul Brașov. Partea asta la altă e județul Prahova. Și acolo sunt vârfurile cele mai înalte din munții Carpați. Omul moldovanul, caraiman, cam așa, nu știu exact care și cei. Eu m-am bucurat să cuceresc culmea asta care altă dată o apărau unii cu prețul vieții. Și am găsit zăpadă de anul trecut. De poate alta nu o să mai fie anul ăsta, decât eu știu aici la munte. Încolo în vale, de-a mai timpul să vină vara. Nu-i așa? Haida!